Ok. No! No! Welcome, boys! Astăzi viața fermă continuă și prima noastră casă. Oare e mică? Oare e mare? Doamne, fair, boys! Nu uitați! Astăzi punem abonații pe perețele la viața la fermă, boys. Și dacă vreți și voi să fiți, nu uitați să vă puneți numele în comentarii și nu uitați de numele animale, boys. Dați subscribe să intrați în Uga Buga Army, boys, dacă mai vreți viața la fermă. Și ne vedem pe clip repede că începe. Glorna, trezirea, că e o dimineață! Trezește-te! Doamne, ce... Oi, ce m-am trezit dintr-o dată! Mă, tu fiecare zi arăți altfel, ce se întâmplă cu tine? Că ești ceva extraterestru, vrei să ne spui ceva? M-am... Nu! Ia, te rog frumos, arma aia de la nasul meu, că miroase... Ah. Opa, gata, am luat-o. Hai să vezi ce... Mă, tu ai freză fire așa pe spate. Ce e asta? Bă! N-am luat-o, nu! Deci am gloanțe exact pe tavă! Știți că exact sunetele din Tom și Jerry, jur. Ok, nu mai am gloanțe. Bun, hai să nu începem atât de în forță. Da. Astăzi trebuie să începem construcția casei și avem multe, multe alte chestii de făcut. Fii atent, am o propunere genială pentru tine. Yes, spune. Vreau să trecem câte 4 abonați pe perete în fiecare zi. 4? Bine! Știi de ce? Pentru că noi punem sign-urile respective și este loc de 4 rânduri. Hai înăuntru la porți să vezi. Okay, 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 și noi risipim, adică n-are sens. Da, n-are uite, sens, boys. Tu l-ai trecut și pe SD, SAD, SAD, SD. Da, dar na. Da, da, eu am trecut 3, boys, că așa am fost, boys. Deci acum eu hai să schimb aici, dar astăzi totuși punem 2, nu? Ca să fie ceilalți 2 și acum ceilalți 2, nu? Bun, da, ok. De astăzi trecem, doar 2 și 2, dar din episodul următor câte 4. Mă, nu trage, nu mă, șobolane. Nu am tras la picioare să văd cum stai. Bun, apasă tab, selectează tool-ul de construit și intră la case să alegem o casă împreună. Avem în felul următor. Farmhouse PH2. Care este o căsuță miculuță, dar tot ne putem desfășura. Oi, boys, în stare cu... No, no, civane. Îți zic de pe acum, n-are baie. Nu are... Ok, nici nu vreau facem să mă facem WC-ul în fundul curții. Deci... Ce mă, nu-i bine? Bine, mă, deci... la porci, boys. Mă, la porci. Fac la porci. Asta o facem. Nu, aia prima! Păi da. Las că după aia facem palat mai mare dacă trebuie. Oi, așa cum ar arăta. E bine pus aici? Nu, ceva neîndoită! Cum e, mă, îndoită? Lăsați-mă pe mine, eu sunt aici, am meșteșugarul. Hai, că dau jos, na, hai, pune eu tu să vedem. Haide, fiți să atenți. Prima, da? Prima, da? Mi-e și frică. Gata. Glumesc. Bine, mă, glumesc. Clorna, un adevărat arhitect. Deci glumesc, stai așa, uite așa. Deci, cred că nu o să te las pe tine. Nu, stai așa, uite, aici testăm, da? Testăm, boys. Ia, prima ia, noastră căsuță. Deci trebuie să vedem și luminile de afară, să avem și un drum spre partea asta, să fie în mijlocul... Așa aici ceva? Aici așa. Nai! Nu! Ce are, mă, Clorna? Ok, ok, cred se transformă. Asta e nouă. Stai să văd. Băi, chiar ok, sincer. Ia, stai să vedem ceva. Bun. Ideea este că trebuie să fie relativ aproape. Să vadă luminile, asta vreau și eu da, să pun. Da. Păi da, pe geam se vor vedea de aici. Boys, cred că... Eu cred că e bine. Avem loc să trecem cu orice mașină pe aici. Da, facem exact parcările mașinilor, că ne uităm astăzi... Uite așa. Ok, o scăpat. De ce ai scos o supui tu? Ai pus-o exact la fel. Nu, dai, ascultă aici, Locivan, era puțin la sud-est și... Dacă simți vântul aici la mine în cameră, nu este bine, Nocivane. Ar fi bine să simți și eu vântul, că am 35 de grade în cameră. Opa! Așa că mi-am dat și eu drumul la aer. Ok, fii atent, Clorna. Da. Noi o să mergem astăzi să vedem și câteva mașinițe, chiar dacă nu ni le permitem, dar măcar să vezi și tu cum arată posibilele noastre mașini din viitor. Și voi și abonații, boys, ce putem să luăm pe viitor, boys? Pe viitor, welcome! Nocivane. Problema este că nu prea avem bani. Tu vezi că avem 1500 datorii și 500 bani? Ma boy, de-aia ziceam, eu trebuie să mai puțin vorbi și mai mult lucrat, boys, că nu mai se poate. Ia, au animale de mâncare. Hai folosim concretul, să vedem cât concret avem nevoie aici. Okay, avem nevoie 80 concret! What? Și noi avem 10, cred că. O leșinat. O leșinat așa. Mirau, boys!
Chemați poliția repede. Deci a pus-o perfect dreaptă, boys. Uitați-vă aici, nu se poate, boys. Hai, bun, hai, adu și tu lemne, bun, tot ce ai pe acolo. Cred că prima trebuie să mă la porc să văd dacă au de mâncare, nu, ceva ne îți plini. Deci ok, ai grijă la porcușori, până una alta eu pun materialele pe care le avem. Vin și eu, mă, și... voi în casă să nu zici și nu fac nimic la casa noastră. Credeam că astăzi vom face casa cu totul, dar cred că nu o să avem suficienți bani. Adică e imposibil. Noi avem 500 de dolari, dar nu-i putem consuma pe toți, pentru că o să ne moară animalele, nu mai avem bani de mâncare. Deci e imposibil. Deci nu se poate. Nu, ceva, ne uite, am făcut prima noastră streșină, boys. Bine, hai să continuăm pe următoarea. Aia, fac acea... Streșină cu streșină. Deci streșină cu streșină, opa. Hop, frumos. Capă engine, nu, nu se poate. Bun, deci, pune și deasupra, hop, hop. Uuu, ia vezi. Ia, what, ce fain arată. Deci prima noastră căsuță mică, boys, nu se poate. Hop, hop. Nu, ceva, hop. Următoarele căși. Știi ce căși, le facem în cartier. Căsuri. Deci următoarele le punem lipite una de alta să fie o mega, o mega pensiune, mă, boi. Nu știu dacă lipite, pentru că mie nu prea plac duplexurile, triplexurile astea. Da, el e mai micuț în viața reală, boi, deci cât un panda roșu, boi, nu se poate. Are 1,20 m de panda roșu și... De ce ai zis înălțimea din viața mea, din viața mea reală, am vrut să zic. Boi, cât are un panda roșu? Mai mult de 1,20 m n-are. Ia bă, ai noroc că-s prea frumoși munții. Cum o reușim, mă, să scoată așa munții? Uite-te cât de fain arată. Da, chiar, men, cum o reuși să scoate munții așa? O să-mi facă ceva. Băi! Ok, bun. Nu, Civanul nu a vrea casă mare, boys, ați înțeles. Hai să terminăm măcar construcția, scheletul din lemn, că ne mai trebuie câteva lemne. Da, bă. Și poate să cumpărăm și metalul și să rămânem cu concretul pe episodul următor. Da, ăla o să fie foarte greu de făcut rost. Hai să facem noi lemnile. Lemnele, haide, nu ceva ne. Cineva le aduce acolo și cineva le pune la tăiat. Bun. Deci hai, eu le aduc, eu le tai, haide. Ce? Tu faci tot. Stai, m-am bărbuit, boys, nu se poate. Și fii atent, noi chiar putem vinde butoaiele de apă goale la General Store, la Maga acolo, dar problema este că nu știm care-s goale și care nu, așa că voi testa. Ia să vedem. La Maga. Și că Maga, boys. Deci nu se poate. Deci ăsta în care apă? Bă, așa... Ăsta oare n-are? No, Civane, așa faină, nu se poate așa ceva. În sfârșit, bă, avem căsuța noastră. Toate au apă. No, boys, bine că avem apă la animale atunci. Găinile au ce mânca? Cred că nu. Bau, mă, știu că le-am dat la toate. La toate ale noastre. El fuge cu tăietorul de lemne. Bă, nu știu ce, ia în bolos la cap, boys. Controlele astea sunt foarte, foarte netrebnice, boys. Nu se poate. Bun, hai că eu strâng ouăle până mai tai tu niște lemne. Foarte bine, boys. Să nu uităm de abonați. Deci după ce ne ocupăm de lemne și de găini, neapărat punem abonații pe perete. Bine, boys. Haideți, îs curios. Cine o să fie, boys? 2-2. De astăzi 2-2, mâine 4-4. Sau? Da, 2-2, mâine 4-4. Să umplem ăla. Ok. Perfect. Strângem ouăle. Deci, nu uita. Nu mai zic nimica. Ce să uit? Am vrut să zic că Clorna e gravidă, dar de ce trebuie să zic propoziția aia și cine a pus numele ăla? Păi un abonat și gen l-am ales eu. A, mulțumesc, da. Cu mare plăcere, dar adevărul e că nu l-am ales. Eu am zis în felul următor în cap, că eu așa zic când aleg. Zic, bă, primul nume pe care îl văd, ăla-l iau, ca să fie corect. Și primul nume era Clorna. Nume la porc, Clorna. Singurul porc care n-avea nume era Scroafa. Scroafa Clorna, logic. Da, frumos. Haide. Și uite-mă cum vin lemnele astea aici. Păi mă, okay. Voi, normal, hai să te văd cum pui. Ia. Bam. Boys, nu se poate așa ceva, stați așa. Bam, cred că e gata. Nu cred. Nu, încă două lemne. Hai că vin, exact cu două vin. Bun, eu o să opresc asta după. Eu mai aveam unul în mână. Nu mai contează. Hai că opresc asta în 3, 2, 1. Și ultimul este... Boom! Unde este ultimul, boys? N-am nicio idee. What? Unde se pune ultimul? Deci ce meșteșugari... Nocivane, ce meșteșugari suntem aici? Bă, nu mai e nicio idee albastră decât... poate scările. Scările? Da! 999 IQ!
Ok, ne mai trebuie baza, da. Dar bă, cine face casă prima oară, structura de lemn și după aia baza casei? Hai de capul meu. Vie cineva aici, zboară lemn. Deci noi nu avem fundație și... Ba nu, acum nu mai zboară, stă pe scările astea, atâta. Da, exact. În două șluburi. Are sens, boys, are sens. Ne ies florile din scări, what? What? Uite, floare albastră. Deci nu se poate așa ceva. Suntem profesioniști. Hai da. Bun. Hai să mergem la maga și nu, trebuie să ducem... Nu. Name tag-urile și numele abonaților prima oară, că iar uităm. Hai da. Prea hai. Multe sunt de făcut. Intră. Bun. Hai la porci. Da, așa. Avem o problemă. Ba, n-avem o problemă. Pentru că o să-i ștergem pe abonații de pe prima, că sunt din seria anterioară. Ok. Prima oară trec eu doi abonați. Bun, trece. Hai să vedem. Ca idee am o poză cu 8 comentarii și zi tu un număr de la 1 la 7. 3. 3. 1, 2, 3. Daria Barabasa. Welcome. Daria Barabasa. Și mai zi un număr tot așa de la 1 la 8. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și avem D. Băi, stai, Barabasa. Chica. D. Punct. Păi nu mai scria. D. Punct. Tiger cu 2 R. Comentariile lor sunt: respect Barbasane, Daria ne zice asta și Tiger ne zice tot respect Barbasane. What? Care erau șansele? Bun. Și acum tu dai E. Mamă, dar cred că se strică. Se strică, Nocivane, ce ai făcut aici? Nu se poate. Nu e nimic, ți le dictez. Ți le dictez, hai. Tu le scrii pe ale mele și după aia le scrii pe ale tale. Bun. Dar nu-ți trebuie neinteguri în mână. Nu contează. Care e următorul, al doilea? Că prima am scris, boys. D. Tiger cu 2 R. D. Opa. D mare, T mare. Da. Deci D. T. I. G. R. R. Opa. Și acum ai scris pe ai tăi. Ok. Al meu este... boys, ia să vedem. Deci prima, literalmente, cum a deschis, a făcut poză, boys. Rebecca 4759, boys. Welcome! Felicitări, Rebecca, bine ai venit pe peretele abonaților. Ca idee, seria o să fie lungă, facem multe episoade, deci aveți șanse majoritatea să apăreți. Exact, mai ales că din episodul următor câte 4 de fiecare. Nu uitați, lăsați comentarii dacă vreți să apăreți în Viața la Fermă, boys. Atât la mine cât și la Clorna și aveți șanse duble, practic. Boys. Ca să fie corect cum o zi Nociv, am dat în jos o dată și am făcut următoarea poză. Emil Hurubaru, boys, welcome! Așa. Deci Emil Hurubaru, dacă am înțeles bine. Da. Că face Clornan, welcome! Oh, scuzați, sunt foarte, foarte fericit, boys. Emil acum... Hurugaru! Perfect, hai da. Bun, ok. Acum și acum și atunci, da. Hai să vedem în primul și în primul rând. Verifică la porci dacă au mâncare, că eu am verificat la găini. La vaci este totul în regulă. Apa este în regulă. Să vedem. Nu ții, Ari, gravidă. Felicitări. What? Ce-ai spus? What? Okay. Bă, dar unde-i Nelu? Ba da, e acolo, e acolo. Nocivane, zi. Nume la animale, dăm sau după aceea? Dăm nume, dar mai târziu. Bun, perfect, boys. Bun. Mâncarea să o dăm jos ca să nu ocupăm locul. După care, hai să mergem rapid la maga de mașini. Așa? Hai, da, deci în sfârșit, yes! Și să vedem ce mașini ne putem permite. Fiți atenți, o să lasă Clorna. Ce? Bă, deci te-a băgat în stâlpul ăla care eu îl văd, dar tu nu-l vezi. Ceva ciudat, boys. Bă, strică prioare aici, nu mă pot abține, scuze. Eu iau pe asta. Bine, am luat pom de pe aia. Bă, free money. Ok. Unde? Aici. Easy, double shot. Așa. Hopa. Mă, dar trei căprioare în același loc, eu n-am văzut deci, în viața vieților mele. Cred că au venit să inspecteze ferma, nu ceva, ne ceva se întâmplă. Hopa. Vin ăi cu coarne la noi. Cu coarne. Ok. Bun, astăzi voiam să zic că o să las pe Clorna să decidă mașina următoare a fermierilor, adică a noastră, și o să strângem bani pentru ea. Deci tu decizi ce mașină vom lua. Asta chiar e surpriză, că nu mă așteptam, boys, că dacă decidem împreună. Dar bine, boys. Dar noi și cumpărăm astăzi, că astăzi nu ne permitem nici să ne terminăm casa, dormim deci tot în cort. Cred că dacă nu avem bani să bem apă, boys, nu avem bani să dormim. Deci azi noapte noi am așteptat să plouă să bem apă, atât de sărași suntem. Boys, yes! Bine! E bucuros că suntem săraci, mă, ce se întâmplă? Da, dar cu această oportunitate deja 15 minute, cum?
Ce mă, cum 15 minute? Noi ilegal. Deci eu cred că atunci când noi jucăm viața la fermă, timpul este pus pe 3x, că altfel nu există. Măcar 3x, mă, na, n-are cum. 15 minute! Uai. Deci mă doare cap. Ioi. Așa, hai. Ioi, mamă. Oare cum ar fi să facem la un dat un live cu viața la fermă? Posibil. Nu zic, nu zic că dacă nu, vedem. Boys. Deci, nu zic, vedem. $135, bine veniți. Da, exact. Let's go. Urcă în mașiniță. Am făcut $130 într-un minut. Exact, insane. Hai că o prins bine pe carne de vânat acum. Da, și ar trebui să mai cumpărăm de la... stai mă, noi trebuie să mergem aici la mașină, da, dar mașină, după mergem mașină. Să cumpărăm și gloanțe. Perfect. Accidentul! Bă, ce-n el bată la maro de moi, mă! Mă, un credit la bancă ar merge. Hai să vedem dacă ne mai dă, dar nu ne mai dă. Hai că ne mai dă. Nu, nicio șansă. Bun, aici e la maga, eu nu pot să intru. Ia vezi, îți place? Băi, există! Deci stai puțin, what? Deci noi am mai am o surpriză pentru tine azi, dar zi. Nu cred, boys. Bun, vezi mașinile, avem UTV, avem pickup. What? Avem și îți arată ce capacitate are. ATV-uri, fiecare mașina lui. Deci $500 ATV, păi dar nu are sens. Dacă cumpărăm un... Nu, dar dacă cumpărăm eventual un ATV, nu luăm două, pentru că celălalt poate lua cealaltă mașină. Exact, deci boys, literalmente ne n-avem mai mașina asta pușcată. Ia! Pickup și cel mai tare, cred că ai ajuns la small truck, nu? Uai, mă doare capul cât e gibolul! Încape aici să ducem patru animale sau multe, multe altele. What? Mai avem un sedan după, dacă dai next. Da. Next. Un SUV. Tractor, a sărit și eu nu știu de el. What? Deci asta e ceva ale când facem ferma. Și Harvester, sau cum se citește chestia asta, da, dar gen... Da, Harvester, boys, să luăm alea cucuruzul. Tot. Adun, plantez, cred că de toate faci cu el. Bă, nici eu nu știam de toate astea, deci o surpriză și pentru mine. Bun, care este mașina visurilor tale pe care o vom cumpăra într-un episod următor, ori în episodul următor, ori peste două episoade, vedem. Ioi, boys, hai că trebuie să mă gândesc aici. Cred că este tractorul. Glumesc. Hai că tractorul. Boys, dar n-avem bani de niciuna, dacă ar fi să avem bani, cred că dublăm pe noastră, păi... nu știu ce să zic, următoare nocivane. Ai. Nu neapărat, că fii atent că mai este cu, da, cred că pick-up-ul e tot. Să uite și sedanul, 600. Aia 800 ar fi bine următoarea, boys, că aia ar fi realistic ce ne putem permite. Și ne putem cumpăra Fiat, mamă, măcar asta cred că am putea azi, nu știu. În fine, hai după mine că am multe surprize pentru tine azi. 600, ceva să... Nu, hai după mine că nici nu știi la ce mă refer. Bunte, stai, yes, hai da. Te gândești, vedem, poate în funcție de ce ne hotărâm, în funcție de ce te hotărăști, stă mai multe episoade în funcție de cât costă, vedem. Ok. Eu zic, boys, faci fiind colecționat de mașini. Zi o culoare. Roșu, mă, boy, eu, deci, nu galben! Bun, exit. Ia vezi-ne. Furia roșie. Asta e una dintre surprize. Asta e furia roșie, boys, nu cred. Ce avem fain. Furia roșie aici și ea. După care mergem până la benzinărie să o facem plinul. Și da. Mai am o surpriză pentru tine azi. Iar pe lângă asta niște informații. Nu știu dacă știi, dar aici în joc putem avea mori de vânt, putem avea un fel de depozite de mâncare. What? Sau de apă. De exemplu, uite, dacă îți pui moară de vânt în zona în care, în radiusul gen morii de vânt, ai apă infinită acolo. Tu nu trebuie să mai umpli la animale. Dacă pui o moară și în apropiere, What? Se umple automat. Sunt multe chestii, dar ți le zic așa pe parcurs. Hai, bagă combustibil acolo. Deci nu cred, what? M-am multe, multe chestii putem face. Ai băgat? Da, deci încă se bagă, nu vezi? Dă-i un E acolo. Să rămân. Ok, nu știe Clorna. Am băgat! Ai băgat, dar trebuie să apeși și să și pornești. nu am vrut, boys, mă scuzați. Bun, hai Clornas! Ioi, e full deja! Hai cu pompa! Bun, acum ne mai uităm după diverse animale, dacă cumva le prindem, că de ce nu? Da. Până facem o scurtă călătorie spre următoarea surpriză. Încă o surpriză! Păi ți-am zis, e plin de surprize episodul de azi. Mă doare capul, boys!
Aici erau lupii, mai știi cât da, te fugăreau? Da, mai țin și a rămas singur aici și m-am mușcat de... Ia! Ioi, stai! Deci po... Da. Cuțu! Cuțu! Asta cred că e friendly! Da, da, da! Eu, da. Yo, ok. Super deci, friendly au fost. Deci, boys, da. Ia deci, cărnița și pune-o acolo. Ia cărnița, boys. Eu mă mai uit să văd... vino și cu mașina după mine, după ce gați. Yes! Mă mai după Aminale! Aminale? Bă, ia uite aici, eu... What? Ce o bucată de carne feroce! What? Ai, deci este și la lupă care l-am... Sunt trei bucăți de carne feroce mai jos. Mâncate data trecută, boys. Ioi. Păi cine nu le-au strâns? Eu zic că se mai aude un câine pe aici. Ioi, unde e Bubi? Unde? Ioi! Băi! Cum a făcut rău ceva, nu poți, n-am dacă m-ai călcat. Hai, să luăm carnea de pe jos. Ia. Ce, se mai aude un câine, l-auzi? Te-ai pus pe mut. Alo, ioi, boys! N-auzi câinele? Bă, dar l-aud, dar nu știu ce latră, boys. E Bubi Realu. E Bubi Realu, boys, Bubi Realu. Lasă-l în pace, mă, dacă latră. Boys, nu... Le latre, las. Eu las să latre cât vrea. Lasă să latre liniștit. Că mi-e cald, intră căldura afară, boys. Ok, bun, hai să vedem. Intră căldura afară. Ai mai zis tu pe short ce ai zis? Că arzi de frig. Da, m-am blâmbit și așa am lăsat, boys. Nu se poate. Cel welcome. Mai funny, Clornas. Bun, hai să vedem. Deci, următoarea surpriză este aici. Ce asta? În mașina din față e un mafiot pe care trebuie să-l jefuim. Asta e misiunea. Nu. Opa, am scos pistolul eu. Eu Nina am pus între părea și scos pistolul. Nu, tu doar stai aici, aștepți lângă mașină și îți voi face o surpriză, ok? Bun, eu aici pe mașină stau, lângă ea, nu mor pe ea, lângă ea. 3. Bun. 2. 3. 2. 1. BOOM! What? Yo, what? Nu cred! Doar că avem o problemă. Dacă am zis că fac surpriza, o fac, dar ghișea asta costă $600. Ce no! Mai avem 30. Da și mașina nouă! Asta e mașina nouă momentan. Asta e mașina nouă! Lasă că am o idee să facem bani. Facem niște misiuni de la vânător astăzi. Okay. Ce la ne dă bani. Ai, deci bun. A, de fapt, dar nu știu cum le leg. Cred că nu merge să le leg. Merge să le legi, mă. Nu, mă, merge. Dar trebuie să dau C. Ia! Magnetic! Gata! Hai, urcă! Stai puțin, am urcat! Nu acolo! Ce rog, du-te! Sau, hai! De fapt, stai! Așa, ce rog, du-te! Mi-am dorit de când am fost mic copil! Yes! Bine, Nocivane! Yo, a picat! Nu a picat! N-ai picat! Bine! Stai, oare mergem bine? Nu mergem bine, hopa. Pe aici, așa! Hai să vedem, urcă! Testul. Urcă, boys. Hai să vedem unei rancher. E pe aici, boys. Așa? Hai, da. Bun, la început acum mergem să vindem cărnița pe care o avem. Ce se distrează, mă? Vezi, ai grijă. Aia, mă țin! Ioi! Deci... Să țin-o, da. Bine! Bun, hai să vindem cărnița pentru... $75. Not really bad. Pleacă cu ea. Îl aud. Na. Nu, cum să plec fără Nocivanu, bărba, să mă tot bun, în față, acum da? Hai să mergem să... De fapt, mâncare avem. Avem animale, tot e ok. Da. Hai până la Maga să luăm niște gloanțe, tot în față. Tot în pe muntele ăsta. Bine, zi. Boys, ține-te! Ioi, că să-mi dau aia! Da, eu într-un fel zic că e o investiție bună. Imaginează-ți că atunci când luăm și mașină, avem spațiu mult mai mare. Și în mașina aia, și în ăstea. Exact. Dreapta. Dreapta. Bine, față acum. O să o pornim motorul, boys. Ioi! Te-ai agățat de copac. M-am agățat de copac, m-am gerat, boys. Du-te de aici, du-te de aici! Du-te, că am venit la Maga! L-a răsturnat. Lasă-mă, am venit la Maga. Bine. Ioi. Hai de neuntru, Nocivane, lasă-l că i am amețat la volan. Ce? Bă, ce-ai băut? Alo, domnul, cum pide-te la școletă și ai răsturnat tancul? No, what? Bă, zici că e o zi obișnuită în viața lucrurilor. Hai mă, la magazin, ce mai stăm aici? Sărămânile! Bun, am luat o grămadă de gloanțe. Uite-te câți bani mai avem. Hopa! Ioi! Nocivane, m-am angajat aici. Cred că ar fi o idee să te angajezi, că nu mai avem bani. Da. Și pe lângă asta, ar fi o idee să nu mai consumăm gloanțele
să ne batem între noi momentan, exact, până facem și neros de bani. Perfect, bine, bine spus, mâinile sus. Dar de ce trebuie să mă atenționez cu mâinile sus? Deci eu am zis că... Bă, de asta mai stai scoală de aici. Nu mai... Niciodată nu se mai ridică de acolo. Hai! Cum ar fi să rămână tot timpul aici? Bă, așa o să rămână pe viață. Săracu, boi, nu vei nimeni... N-are parabă. No, what? Deci, o plecat okay, instant. Bă, dar s-o lăsa noaptea. Mi-e frică, boys. Mă, deci atât de noapte cu furtună, cu toate astea, nu mai fost parcă. Așa, așa. Urcă mai încetus. Opa. Nocivane, am pierdut remorca. Am pierdut remorca pe noapte, în beznă. Am pus-o la loc? Mă duc să verific. Nu, nu este pusă la loc, Nocivane, alarma. Bă! Cu forță am luat-o. What? Yes. Hai, urcă. Ne-a făcut 1000 de tumbe pe ecran. Bun, și hai să mergem de urgență la fermă, să vedem dacă poate chiar a născut Clorna. Eu zic că, boys, doamne feri. Bă, dar nu știu pe unde merg, da, ghidează-mă, da, dai bine... și tu în mână și ghidează-mă! Ce bine că la remorca! Unde e remorca? Mă, nu mai e? Nu mai e remorca! No, boys, am pierdut remorca noaptea. Deci, de Nocivane, ce faci? No, unde e remorca? Se... Caută remorca pe noapte. Aoleu. Ai de capul meu, boys, că mi-e rău. Am dat 600 de dolari. Hai să refacem drumul. 600 de dolari! Eu tot apăs C din greșeală, crezând că schimb perspectiva. Dar de fapt las remorca jos. Hai, cum mai găsim vreodată? O trăznit. Clor, n-ai singur în pădure. Mi-e frică, boys. Bă, ce vreme, bă. Bă, da, acum trebuie să pierde remorca, boys. Am apăsat eu C. Mi-e frică, mă, ca acasă. Hai să merg. Bă, mă, ce tună. Bă, dar ce-i dă ploaie. Mi-e frică. Du-te și ai grijă de animale până găsesc o remorca eventual. Nu, nu știu că-s mâncă acasă. Ioi, ioi! Păi dă-i și tu mă. Nociva nu pute, uite acolo. Nociva nu pute. Yes. Bă, frate, pe unde am mers, mă, noi? Deci ce... Bă, ce bace vântul că nu mai stau copacii în rădăcini. Vai, ce fulger. Remorca pierdută! Da. Bă, ce bine că am dat banii pe ea. Și acum dacă dau S... Uai de viața mea cum o luminată în fața ochilor mei! Exact! Oare îți pide porcii? Ce bă vremea asta, frate? Nu cred că mai găsim vreodată remorca aia. Nu se poate. Triunghiul Bermudelor. Da. Deci aia e pădurea blestemată, zona nu mai merem. Bă, când au trecut 28 de minute? What? Eu nu pot să cred. Dar cred că mai bine căutăm remorca pe timp de zi, că n-am șanse așa. What? 28... Boys, porcii îți plinu. Mamă, mi-o trăznit mașina. Azi ai grijă, mă, boy, că e periculos rău. Deci aici la casă e horror, Nocivane. Să neacă găinile. Deci... Să neacă găinile. Boys, nu mai ai de mâncare găinile! Bată-le! Bă, frate, iau toți pomii. Gata, așa. Stai, unde am pierdut, mă? Da, nu știu acum mai găsim, sincer. Așa rămâne, boys, pierdută. Remorca... Ba, frate, numai pomi au. Nu, ceva nu, mi-a stat inima în loc, am crezut că muri vacile. Nu mă dorm. Dormeau, da. Hai să dormim noi în cort. Hai, da, te rog. Ia vezi, cort. Direct în... Mamă, ce mlaștină! Nu! Cum la spate, nu! Mută cortul! Ia aici, acolo! Ia! Bă, deci, încă plouă! Deci what? Mai rău. Uite-te unde sunt! What? M-a teleportat aici într-o secundă, zici că mi-ai dat un pumn de Super Saiyan. Deci ceva în pădurea asta, ciudat, boys. Nu se poate. Ia porci, vezi cum arată uzi! Ia uite-l! Bă, dar ce-i bun. Dă? Ok, eu mă duc să caut repede. Bun. Neapărat. Tu ai grijă de mașini, de mașini, de animale. Ai grijă de animale și dă-le de mâncare, foarte important. Ok. Deci, băi, dar nu fără apă, băi, nu se poate așa ceva. Bun, acum hai că văd și eu mai bine, ar trebui să văd remorca vieții, nu? Ar trebui, sincer, ar trebui. Aoleu, băi, nu se poate înfunda, nu se poate înfunda. Dar dacă
nu o mai găsim niciodată, acum, fără nicio glumă. Eu cred că asta, deci pădurea aia, cred că, cum ai zis tu, e triunghiul Bermudelor. E bântuită. Deci mi-e frică, nu ceva, ne. Te rog, ai grijă ce faci? Dacă te o, da, cum se aude vântul, frate. Dar cum se vede la copaci cum bate vântul. Ai de capul meu. Ce-ai pățit, mă? Da, îmi place de la ceva, nu că el mere să cauți aia, îl bate vântul, trăznește pe mașină. Eu sta ce acasă. Pun apă, eu chill boys, nu se poate. N-are rost, ia, gata ploaia, s-a terminat. Bine, Doamne ajută. Oh, ce frumos. Ce viață. Ia uite, iese soarele. Bun. Zici că nici nu a fost nimic. Da, săracul ceva nu, între timp, încă caută remorca. Dar unde ar putea fi întrebarea? Bine, minus 6 de dolari pe maț, nu ceva, ne? Că n-ai dat un că, se, e fain așa. Ia vezi câți bani avem. Avem... Cum? Cum suntem 18 episoade în Viața Fermă și suntem pe minus 60! Deci nu doar că avem datorii efectiv în cont, avem și datorii în general, așa. Aoleu, deci nu se poate. Eu mă plimb după remorcă în timp ce pierd combustibil. Aoleu. Deci ăsta e finalul, boys, nu se poate. Ăsta chiar e, boys, e gata. Deci eu îți jur că nu înțeleg unde o putut ajunge remorca. Dacă voi ați văzut-o, scrieți în comentarii, vă rog. Că mă va ajuta, dar eu efectiv deci, n-am rog, văzut-o. Boys, salvați-ne remorca, boys, că 600 de dolari, numai cu aia scot, boys. Deci n-avem de ales decât să vii tu încoace și să vin. Căutăm pe jos. Hai că vin. Pentru că efectiv o să rămânem fără combustibil. Bine. Am lăsat mașina aici foarte aproape, bazezi că nu mai găsesc mașina. Deci ai grijă și faci, nu ce fain, că de rămâne și fără mașină, atât au fost. Deci atât au fost, de acum zic. Yo! Bun, hai la mine de urgență. Deci acum, deci fug pe dealuri, mă dor lebile, mă, nu mai pot. Dar nu mergi în direcție, în fine, tu caută în zona aia. Și eu caut în zona asta, da? Deci dai M și vezi zona. Bă, dar unde am fost, mă? Deci toată pădurea de sub Nocivanul Pute. Nu cred că eram atât de aproape de general. Nu pot să cred. Deci am știut că eu sunt foarte bun cu chestiile astea, boys. Eu imediat am știut unde. M-am dus direct la ea, vedeți? Haide. Deci eu am căutat o oră, Clorna o găsește în 2 secunde. Bă, la faza asta, felicitări, Clorna. Un spam de inimioare pentru el. Nu mai avem combustibil. Nu, stai puțin. Cum? Glumesc. Ok. Haide. Bine, departe nu suntem, că doar ce am făcut plinul și mai avem jumătate. Bine, boys! Mă, da, atât de aproape de General Store, eu cred că tu minți. Eu nu mint, boys. Eu stau aici pe remorcă, pe boys. De-aia nici n-am căutat-o acolo, că nu mă gândeam că aș fi putut să o pierd atât de aproape de General Store. Aha, așa spune. Sau... Așa ar spune și un barbasan. Sau poate era mai sus și o căzut, efectiv, s-o duci, știi? Da, exact, boys. Nu se poate. Deci, nu îmi vine să cred ceva. Încă o zi salvată de către mine, boys. Da, și gen, de multe ori o trebuie să salvezi ziua din cauza ta. Asta să nu mai punem, pentru că nu are sens ce spui acolo. Yo, no, vezi cum. Ia vezi. Ia. Boom! Bă, sincer, imaginica. Ia, deci, termină propoziția. Am vrut să zic că îți plăcut impresionat, dar nu mai sunt. Ia vezi o pasta. Da? Ah! Opa! Băi, deci ce frumos a fost! Ioi, porcușorul! Ok, deci încet încet, dacă te uiți de aici, Clorna, să fii atent. Avem remorcă, avem hambarul, avem căsuța, suntem bine. Ce fain arată, băi, n-are rost. Avem o problemă, totuși. Care este aceea? Suntem pe minus 58 de dolari. Care-i planul de atac? Ce propui? Bun. Avem variante să vânăm, avem variante să facem misiuni. De ce ne apucăm? Eu zic să vorbim cu cineva, poate ne dă un pont la ceva anume. Eu zic că ar trebui să ne apucăm prima oară de dat nume la animale, că așa am promis. Yes, boys! Ne integui aici, bun. Acum, eu o să... Da, păi da, cum să nu? Două animale, un porc și o găină, fiecare dintre noi caută două nume pe care le-au ales abonați. Repede, boys, haide! Am găsit și eu, nume porc este...
Tughi, dat de not DAVU 8. Respect nocivane, nume porc, Tughi. Hai să vedem, T-U-G-H-I. Tughi. Boys, eu, așa, deci acum, da, și acum ia să vedem, hai, alege tu. Bine. Eu am luat-o la un general, boys. Am văzut că multe lume au spus un anumit nume, boys, și pune numele la purcelu. Acesta este numele Gigel, boys. Toată lumea numai Gigel, porcul Gigel, welcome. Bine, așa, mă, Gigele, și acum hai tu la găini. Opa. Nu, tu alegi la găini. Opa. O găină. Deci, de la doamna Rebecca, care e și pe okay perete, are și nume, boys, deci combo total, boys. Deci, găinuța Kotko. Deci m-a plăcut prea mult, boys, nu se poate. Kotko, boys. Avem o problemă, până dau eu un nume la o găină, fă și tu cura la găină, te rog, dar de pe partea alaltă, că e jale. Ioi, stai să-mi pun mânușele, boys. Ia, mi-a zis cineva, nume vițel, fată, neapărat Clorna. Au ceva cu tine, deja se distrează rău de tot. Nu, deci nu, nocivane, nu, sper că nu pe nume. Nu, păi da, la vițel nu punem azi. Nume pentru văcuță, taur, văcuță. Du-ți de aici, mă, cocoșule, nu-ți vezi că în fine, uite, de exemplu, user SM5IN8PD7V, doamne, așa? A ales pentru o vacă, dar o să punem la găină, Stella. De fapt, ba nu, pentru... Au pus pentru, cum îi zici? Ba da, pentru vacă. Dar o să pun la cocoș, am pus Stella, e bine? Nocivane, îmi scuz, tătă, exprimarea, nisor găinățată, te cocoșile deodată. În fața ochilor mie nisor găinățat, mă! Uită-te cât ori făcut pe jos! Hai că strâng și eu, te ajut de pe partea asta. Tu ce mai dai? Ei vor să-i... Ba da, eu am pus numele Stella la un cocoș, ce părere ai? Deci voia la vacă, eu voia la găină și o ajuns la cocoș. Cocoșul Stella. Deci, pierde nici măcar nu-i cocoșul. Pierde numele. Să nebun, să nebun, să nebun. E ok. Bun. Astăzi nu știu ce se întâmplă, e sfârșitul. Boys, dar tu ce mai zici de găină? Credeam că cocoșul avea, dar nu, avea găina de lângă cocoș. Tu piscă la găinați. Ce cauți tu afară? Tu ce lauturi de găină? Ce înseamnă piscă la găinați? Piscă? Așa ai zis. Ha, piscă, adică... Mă, Clor, dar vorbești o altă limbă pentru noi. Bun. Adică... Da, aici avem ok. Da, da. Mă, eu cred că pentru episodul de astăzi suntem bines. Ok. No! No! Din nou, hai, reintră repede, da, reintră, acum, reintră. Acum. Pierdem salvarea, iar bă, cum se întâmplă? Tragem 4 gloanțe fiecare, al 5-lea pe care îl tragem ne lovim amândoi. What? Uai, de că acum a fost la tine. Bun, în episodul... Ca cine a făcut, mă, ca ciocănitoare, Audi? Ok. Un nou sunet. În următorul episod o să finalizăm casa, posibil. De fapt, nu știu, că nu mai avem bani, dar în următorul episod ne apucăm de... toate misiunile posibile de la vânător ca să facem bani. Ne apucăm de vânat și totodată o să obținem, cred că și dacă dai tu tab, vezi că este un rifle. Îl putem obține și pe ăla. Și ăla cred că are precizie mult mai mare la vânat. Și la pușcat de nocivani. La pușcat de nocivani. Mă, vrea Clorna să vă împuște? Nu, boys, doar la duelul de la final. Ne batem? Nu. Suntem prietenoși acum. Dar ne batem, de fapt, acum încarci. Ah, ok. Încărcăm încă. Ne vedem în episodul următor. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană. Ne vedem în episodul următor. Toate cele bune. Pa, pa.